Doamnelor și domnilor, vă salut la o nouă ediție emisiunii 7 zile, în fiecare zi de sâmbătă, ediția în limba rusă a proiectului și duminică ediția în limba română. Fac aici deliciul subiectelor împreună cu invitații mei și de această dată nu a fost o excepție. Rămâneți aproape! Secretarul Comisiei Electorale Centrale Alexandru Berlinski și-a anunțat demisia pe pagina sa de Facebook. Potrivit reprezentantului CEC, motivele plecării sale din funcție sunt de ordin personal. Vă anunț că am decis să îmi închei mandatul în calitate de membru al Comisiei Electorale Centrale. Motivele demisiei sunt personale și legate de viața mea privată. A fost o onoare și o provocare să activez în calitate de funcționar electoral pentru o perioadă de aproape 10 ani. În timpul mandatului meu la CEC am avut privilegiul de a contribui la promovarea integrității și transparenței în procesele electorale, lucrând alături de colegi profesioniști și dedicați serviciului public. Astfel, cererea de demisie a lui Berlinski urmează să fie examinată de către Comisia Juridică Numiri și Imunității din Parlament. Amintim că în anul 2021, Alexandru Berlinski a fost delegat în cadrul CEC din partea fracțiunii PAS din Parlament. Anunțul despre plecarea lui Berlinski are loc la o zi distanță după ședința de miercuri a CEC-ului, în care au avut loc acuzații din partea unui membru, propus de opoziție în contextul ultimului raport al OSCE Odihr. După discuțiile avute în ședințele interne pe parcursul săptămânii trecute, pe marginea vizului la proiectul de lege privind pilotarea votului prin corespondență și raportul OSCE-ODIR pe monitorizarea legilor locale generale din 5 noiembrie, în care recomandarea cheie este resetarea componenței Comisiei Electorale Centrale, pe motiv că întreaga putere este concentrată în mâna unui singur partid politic, vă solicit astăzi public să nu șantajați, persecutați și intimidați membrii Comisiei Electorale Centrale, desemnați de opoziția parlamentară în luarea deciziilor pe marginea proiectelor de hotărâri propuse spre examinare, impunându-ne poziția voastră vis-a-vis de acestea, inclusiv solicitarea dumneavoastră de a-mi da demisia din funcție. Membrii Comisiei Electorale Centrale sunt independenți în exercitarea atribuțiilor ce le revin, votează conform intimii convingeri și nimeni nu poate fi persecutat pentru poziția exprimată printr-un vot sau altul. În cadrul aceleiași ședințe, președintele CEC, Angelica Caraman, a declarat că nu este vorba despre presiuni asupra membrilor comisiei, ci despre recomandări cu privire la resetarea componenței. Am făcut o rundă de întrebări. Dacă suntem gata să ne dăm comisia, să ne dăm demisia. Dacă cineva a luat-o drept o presiune, cred că era firesc să fie spus atunci în acea ședință, că acum faceți o presiune asupra noastră. În așa caz, eu rog colegii să confirme dacă am făcut presiune vis-a-vis de faptul ca să-și dea cineva demisia. Am făcut o rundă de întrebări, dacă ar putea fi această formulă, ca să răspundem unei recomandări dintr-un raport de monitorizare. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, a declarat ulterior pentru postul nostru de televiziune că formațiunea pe care o reprezintă nu va comenta declarațiile membrilor CEC care au fost propuși de opoziția parlamentară. Comisia Preveting reacționează cu privire la informațiile referitoare la integritatea președintelui acesteia, Herman von Hebel, conform unei investigații apărute pe site-ul anticorupție.md. Activitatea administrativă a lui Herman von Hebel la Curtea Penală Internațională ar fi implicat acțiuni care au cauzat prejudicii în valoare de cel puțin 760.000 de euro. Potrivit comisiei, în perioada 2019-2020, Herman von Hebel a asistat Curtea Supremă a Albaniei în elaborarea unei strategii de reducere a numărului de cazuri restante, iar înainte de asta, începând cu 2013 și până în 2018, a fost de fapt secretar al Curții Penale Internaționale. Sarcina lui a fost să reorganizeze secretariatul și să elimine deficiențele grave în activitatea acestuia. Însă comisia constată că, potrivit unui raport de evaluare externă realizat în 2016, reorganizarea a fost justificată și a îmbunătățit funcționarea secretariatului CPI. În contextul reorganizării au fost desființate 120 de poziții, din totalul de 600 din grefă fiind înlocuite în mare parte cu noi poziții pentru a asigura o funcționare mai bună. În acest exercițiu, Herman von Hebel a fost sprijinit de o echipă de experți externi în tribunale și de personalul CPI. Niciun expert extern nu a fost ulterior angajat într-una dintre noile poziții ale grefei. Personalul disponibilizat a avut opțiunea de a beneficia de un pachet de compensație sau să se reangajeze în mod preferențial în cazul în care întruneau
criteriile de selecție. Mai puțin de 10 persoane dintre cele 120 disponibilizate au contestat deciziile în fața Tribunalului Administrativ al Organizației Internaționale a Muncii și au primit compensații pentru deciziile luate de CPI. Reamintim că pe data de 25 martie, portalul anticorupție.md a citat date din presa olandeză, care în 2018 scria că în activitatea administrativă a lui Herman Van Hebel s-ar fi comis acțiuni ilegale care au cauzat prejudicii Curții Penale Internaționale în sumă de minim 760.000 de euro. Von Hebel din Țările de Jos fusese aspru criticat pentru gestionarea curții, mai ales în contextul planului de reformă Revision, aspecte ale căruia au fost considerate ilegale de Tribunalul Administrativ al Organizației Internaționale a Muncii. Situația creată în jurul integrității președintelui Comisiei Preveting a fost pe larg comentată și în comunitatea de experți, deoarece candidaturile experților străini pentru Comisia Preveting, în special cea a lui Von Hebel, au fost propuse de către partenerii de dezvoltare. Pe mine mă interesează la modul cel mai serios cine acum își asumă responsabilitatea, ce fel de parteneri de dezvoltare l-au propus pe el și l-au verificat. Acesta poate fi calificat și ca un mare scandal diplomatic. Era păcat să nu întreb de albanez ce știu despre el. Am aflat de la foștii săi colegi de proiect că el nu a lucrat niciodată nicio comisie de vetting sau pre-vetting în Albania și că frumos tot nu a plecat de aici, se confirmă. Acum chiar sunt curioasă ce scrie în CV-ul lui secretizat. Menționăm că scandalul creat în jurul Comisiei Preveting a fost discutat și în cadrul ședinței de joi a Parlamentului. Astfel, deputații din opoziție au cerut ca Von Hebel să fie audiat în plen. Conform informațiilor apărute în mass media, dumneavoastră ar fi implicat în țara de origine în mai multe scheme de corupție. Vrem să atenționăm că această persoană și-a permis în procesul de audiere a candidaților la diferite funcții să se comporte obraznic atunci când a încercat să interogheze părinții unui judecător. La ceea ce asistăm noi astăzi este o tendință îngrijorătoare de promovarea unui mesaj de subminare a autorității procesului de pre-vetting. Și vreau să vă accentuez faptul că nu vă va reuși niciunuia dintre cei care considerați că corupția în Republica Moldova poate și trebuie să aibă câștig de cauză. Nu și de făcut. Supărările îl înțelegem. Lăsați omul să-și facă treaba, că își face treaba bine. Prin urmare, 57 de deputați nu au susținut inițiativa propusă de BCS. Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate se mențin în topul preferințelor politice ale cetățenilor Republicii Moldova. Totuși, actualul șef al statului nu și-ar putea asigura victoria din primul tur al alegerilor prezidențiale. Datele sunt partea barometrului iData. Totodată, respondenții s-au expus și la capitolul încredere în politicienii din Republica Moldova. Pe primul loc este Maia Sandu cu 24,3%, urmată de Ilan Șor cu 11,4%, Igor Dodon 11,2%, urmat de Ion Ceban 4,6%, Ion Chicu 3,7%, Renato Usatăi 3,3%, Vladimir Voronin 3,1%, Irina Vlah 2,9% și Vlad Bătrincea 1,2%. Alți politicieni selectați sau menționați au luat în total 5,6%. N-au încredere nimeni, aproape 20%, și cei care nu știu sau n-au răspuns au fost 9%. De asemenea, potrivit datelor sondajului, peste 57% dintre moldoveni sunt pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, circa 33% sunt împotrivă, iar circa 10% nu au un răspuns la această întrebare. Totodată, în ceea ce privește organizarea unui referendum cu privire la integrarea europeană concomitent cu alegerile prezidențiale, ponderea celor care sunt împotriva acestui exercițiu este cu circa 1% mai mare față de cei care susțin această inițiativă. Totuși, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, Maia Sandu își păstrează cele mai mari șanse la victorie. Cel mai mult procente le-ar obține Maia Sandu, 27,9%. Pe locul 2, clar, ar fi Igor Dodon, 13,3%, Ion Chicor,
acumula 5,7%, Ion Ceban 4,4%, Irina Vlah 4,3%, Renato Osati 3%, Vladimir Voronin 2,6%, Igor Munteanu 0,5% și subsemnatul 0,4%. În cazul în care duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, potrivit sondajului, legislatura a 12-a a Parlamentului ar fi compusă din reprezentanți ai 4 formațiuni politice. Iar dacă excludem cei care nu ar vota sau sunt indeciși, obținem următoarele procente. Pentru PAS ar fi 36,3%, pentru PSRM 20%, pentru Partidul Șans 18,8%, pentru PCRM 7,6% și acestea ar fi 4 formațiuni care ar accede în Parlamentul Republicii Moldova. Configurația Parlamentului ar fi aproximativ următoare. PAS ar avea 45 de mandate, PSRM ar avea 24 de mandate, Partidul Șansă 23 de mandate și Partidul Comuniștilor 9 mandate. Sondajul a fost realizat din surse financiare proprii în perioada 18-24 martie prin metoda la telefon și online pe un eșantion de 1131 respondenți din 322 de localități din Republica Moldova, cu excepția diasporei și a regiunii transnistriene. Marja de eroare este de plus minus 2,8%. Doamnelor și domnilor, în această ediție, la rubrica Loc de Dialog, discutăm cu Olesea Stamate, deputat PAS, tot ea și ex-ministru al Justiției, tot ea și ex-președintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități în Parlament. Doamna Stamate, bine ați venit la 7 zile. Bună ziua, bine v-am găsit. Recunosc că mi-am dorit această discuție foarte mult și de mult timp am vrut să vă am aici în calitate de interlocutor pentru ca să răspundem mai multor întrebări pe care îi macinăm pe telespectatorii noștri zi de zi, nu știu din păcate sau din fericire, dar ei sunt atât de setoși și de cunoaștere, iar asta e bine, pentru că noi încercăm să le aducem informația din toate sursele și ei, la rândul lor, să își facă o concluzie și să gândească critic, ca mai apoi să poată lua o decizie finală. Eu mi-am lăsat această întrebare pe final, dar o să încep cu ea. La data de 20 martie a fost marcată Ziua Mondială a Fericirii, doamna Stamate. Cu acest prilej, ONU a dat publicității un studiu în care se arată că Republica Moldova în acest an este pe locul 71. A scăzut un pic față de anul 2023, când se afla pe locul 63. Întrebarea mea este, dumneavoastră sunteți fericită? Eu sunt, mă consider fericită. Și cred că asta este o întrebare pe cât de complicată, pe atât de răspunsul la această întrebare este foarte subiectiv, da? Așa. Fiecare persoană percepe fericirea în diferite moduri. Eu am o viziune a mea despre ce înseamnă fericire și respectiv reieșind din această viziune, eu mă consider o persoană fericită. Dar cetățenii Republicii Moldova, din câte am văzut împreună, acest studiu ne demonstrează că suntem undeva pe locul 71. Trebuie să recunoaștem, nu suntem la coadă, pentru că sunt pe mapamond țări mult mai nefericite, din păcate, față de noi. Noi, la acest capitol, cumva, suntem și fericiți, dacă putem să spunem, pentru că nu avem foamete, nu avem conflicte atât de bine conturate pe teritoriul țării noastre. Și atunci ne punem întrebarea, și totuși, nevoile zilnice ale cetățenilor Republicii Moldova cumva îi lipsesc de zâmbetul ăsta pe care îl vedem bunoară la finlandezi, care deja 6-le ani consecutiv sunt primii în acest rating al fericirii. Eu cred că fericirea în contextul inclusiv acestui studiu nu ține doar de bunăstarea economică. Așa. Și nu zic că asta nu ar fi un factor care determină într-o oarecare măsură, deci nu este o componentă care
îi face pe oameni să se simtă mai fericiți sau mai puțin fericiți, fiindcă în același studiu veți vedea că țări cu un PIB pe cap de locuitor sau un venit mai mare al cetățenilor nu neapărat sunt în topul țărilor celor mai fericite. Așa. Deci acest indice cumva variază și nu neapărat este direct proporțional legat de veniturile, de veniturile economice ale cetățenilor. Cred că acest indice cuprinde în sine mult mai multe componente decât doar bunăstarea economică. Și da, înțeleg că cetățenii Republicii Moldova au fost inclusiv afectați de o multitudine de știri negative, știri care nu tocmai inspiră optimismul. Ultima perioadă avem un război pe teritoriul țării vecine care vrei, nu vrei, ne afectează și pe noi. Probabil mulți cetățeni se întreabă dacă va fi Moldova în stare să evite implicarea, da, sau cumva să fie afectată la modul direct de anumite acțiuni militare. Faptul că acest război a avut un impact asupra economiei țării, asupra veniturilor populației și a creșterii destul de mare a prețurilor, este un lucru evident și asta, deci, este următorul factor care ar putea influența percepția cetățenilor despre nivelul lor de fericire. Deci, dar sunt mult, mult mai mulți factori care și dacă tot ați pomenit despre știri negative și despre acest context în care suntem, tot mai multe critici, doamna Stamate, trebuie să recunoaștem în ultima perioadă la adresa exponenților guvernării. Care dintre acestea totuși au drept la viață? La ce capitol guvernarea într-adevăr clachează astăzi? Orice guvernare este supusă criticilor. Așa. Asta este și rolul opoziției, să critice guvernarea, și rolul societății civile, să critice guvernarea. Și este important ca guvernarea să aplece urechea și să asculte criticilor care îi sunt adresate pentru a vedea unde este loc de mai bine, unde poate să îmbunătățească anumite politici, anumite procese, și eu cred că guvernarea exact acest lucru îl face și sper foarte mult că anume așa și este. Cât de mult sau de puțin, într-adevăr, exponenții guvernării apleacă urechea la criticile care sunt în societate și dacă se ține cont de ce... Bine, eu mă refer acum la critica constructivă, pentru că există critici destructive care nu fac decât să distrugă unele sau altele procese. Eu cred că se ține cont într-o mare măsură. Așa. Și cel puțin de fiecare dată când se organizează aceleași consultări publice pe anumite proiecte de legi sau pe anumite inițiative care sunt luate de un factor de decizie. Tocmai acesta este scopul acestor consultări, ca să vedem care este opinia celorlalți actori vis-a-vis de ceea ce se propune a fi implementat și a lua notițe în ceea ce trebuie să fie îmbunătățit în aceste procese. Și totuși vedem în multiple cazuri au fost aceste consultări cumva post factum organizate și atunci oamenii se întreabă dacă mai au ele rost aceste consultări, pentru că până la urmă unele decizii deja au fost luate și cumva aceste păreri nu mai contează. De ce? În ce moment se creează această lacună, acest lapsus între bine, această linie care trebuie să fie directă în consultările cu societatea civilă, cu cum reprezentanții ai societății, ai mass media, toți cei care sunt interesați de aceste procese, de aceste proiecte. Eu zic că este bine să fie consultări și înainte de a lua anumite decizii sau de a promova anumite politici și în timpul elaborării acestor politici. Deci, cu cât mai multă consultare și transparență, cu atât mai bine. Acum, trebuie să facem distinție între sau să atragem atenția asupra faptului că guvernarea este guvernare. Deci guvernarea, guvernării s-a încredințat votul cetățenilor prin care cetățenii au zis, uite, vă dăm un mandat de încredere pentru a promova politicile pe care le-ați promis în campania electorală, respectiv guvernarea este responsabilă pentru a promova
anumite politici. Și respectiv, guvernării îi revine acest mandat de a veni cu un anumit concept, de a propune un anumit concept, care îl supune, evident, consultărilor publice. De asta nu neapărat aș atrage atenția foarte mult la faptul când au loc consultările, că sunt înainte de, că sunt în timpul. Poate ați urmărit din activitatea parlamentară, de foarte multe ori consultările aveau loc între prima și a doua lectură. Așa. De multe ori se întâmpla și altfel, atunci când aveau loc consultări, când, deci înainte de chiar și înregistrarea proiectului propriu-zis, deci se publica un concept și atunci se discuta pe platforma parlamentară și ulterior doar se înregistra proiectul. Iată, de exemplu, recent am desfășurat o consultare publică pe subiectul modificării codului penal și contravențional pe partea de deci beție la volan, generic vorbind, da? Și amendamentul pe care l-am discutat noi în cadrul grupului de lucru nu l-am înregistrat, nici până astăzi nu l-am înregistrat, deoarece am vrut să vedem întâi dacă există un consens, dacă există cumva o înțelegere clară că asta este calea cea mai bună sau soluția cea mai bună. Și atunci am zis, hai, supunem consultărilor ca și concept, fără a înregistra amendamentul și în cazul în care, nu știu, va fi o poziție foarte acerb vis-a-vis de această propunere, atunci vom reveni și vom discuta, vom căuta alte soluții. Da, uneori se organizează consultări între prima și a doua lectură, deoarece conceptul deja este propus și înregistrat în prima lectură și conform procedurii parlamentare, procedurii legislative, modificările la proiect se fac între prima și a doua lectură. Deci atunci poți să vii cu amendamente. Respectiv, sunt și. Am înțeles. Pe o scară de la 1 la 10, cât de mult sunt luate în considerare amendamentele propuse de opoziție, bunăoară? Pentru că deseori auzim și în urma ședințelor parlamentare, nu odată au ieșit în briefing de presă reprezentanții opoziției și susțin că guvernarea nu ia în considerare propunerile venite din partea acestora, deși acestea sunt cumva benefice pentru societate și vin să ajute anumite părți ale societății, anumite domenii. Cum se întâmplă că de fiecare dată, adică ceea ce propune opoziția nu se include nici măcar pe ordinea de zi sau nici măcar? Nu este chiar așa. Așa. Deoarece deci proiectele propuse de lege ale opoziției de multe ori sunt proiecte care nu au un suport financiar. Da. Nu sunt bani pentru exact. Și așa, cumva ele sunt mai degrabă niște idei cu care ar veni de regulă opoziția. Sunt niște proiecte populiste. Așa. Și respectiv fie au avizul negativ al guvernului, deoarece pentru asemenea inițiative nu sunt resurse necesare, fie nu au avizul guvernului. Dar dacă este să vorbim despre amendamentele care sunt propuse de deputații din opoziție, să știți că de fiecare dată am încurajat în Comisia Juridică și acum, chiar dacă nu mai conduc Comisia Juridică, proiectele pe care continuu să le gestionez eu, da? Deci la care continui eu să lucrez în calitate de deputat, am încurajat reprezentanții opoziției să vină cu amendamente. Chiar un exemplu foarte recent, modificările la legea taxei de stat. Da? Deci acele cumva mici prevederi care poate lăsau spațiu de interpretare din legea care a intrat în vigoare la 1 ianuarie și care am decis să le ajustăm astfel încât să fie foarte clar ce s-a dorit prin aceste prevederi. Mm-hmm. Și am avut prima discuție la Comisia Juridică când examinam proiectul pentru prima lectură și au fost mai multe propuneri din partea opoziției și am zis, chiar vă rog, să veniți cu amendament ca să le examinăm pentru lectura 2 și nu a venit nimeni cu amendament. În afară de amendamentul meu care l-am pregătit eu la proiect, nu a venit niciun reprezentant al opoziției cu amendament la proiectul de lege. Am înțeles. Haideți acum să trecem la evenimentele acestei săptămâni, pentru că au fost, nu știu, din fericire sau din păcate, totuși spațiul informațional din țara noastră nu ne lasă să ne odihnim nici măcar un minut și nu știu dacă este neapărat bine sau dacă este neapărat rău. O să las pe telespectatorii noștri să-și facă o concluzie. Haideți un pic să încercăm să facem lumină în această situație care s-a produs în jurul Comisiei Preveting. Doamna Stamate, dumneavoastră sunteți indicată să vorbiți la acest subiect.
Ci că și-ar mai fi dat, și-ar fi dat demisia un membru al Comisiei Preveting, trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că noi înregistrăm această emisiune vineri, deși ea va ieși în emisie duminică. Chiar vineri, în momentul în care înregistrăm această emisiune, a apărut pe unele canale de Telegram informația precum că un membru străin, este vorba despre Maria Giuliana Civinini, dacă am pronunțat membra Comisiei corect. Vetting, nu în Comisia Vetting, una din celelalte în aceste comisii de evaluare, dacă putem să le generalizăm așa. Și ar fi dat demisia. Deja au început informații pe canalele de Telegram că nu și-ar dori să fie discreditată imaginea, că are demnitate și că vrea să iasă din tot acest cerc vicios, așa cum îl numesc. Ei, tot săptămâna aceasta a apărut informația despre așa zisa, da, implicarea președintelui Comisiei von Hebel, Hermann von Hebel. Ce se întâmplă în această comisie și dacă într-adevăr lucrurile sunt atât de grave cum sunt în spațiul public pe de o parte, da, reliefate, doamnă Stolante. Cu privire la demisia unui membru al Comisiei Vetting, din păcate nu vă pot nici confirma, nici infirma așa. Acest lucru. Chiar înainte de a intra la dumneavoastră în studiu, am solicitat informația de la Comisia Juridică să văd dacă a intrat vreo cerere de demisie. Și nu. Deci colegii mei au spus că nu a intrat nicio cerere de demisie în acest sens. Deci nu pot să zic până nu intră în secretariatul Parlamentului sau în secretariatul Comisiei Juridice. Nu pot, da, exact, mai bine este să nu discutăm despre această situație. Haideți atunci despre lăsăm această informație, vom reveni deja luni într-o ediție următoare despre acest membru referitor la von Hebel. Noi am observat și am urmărit în ultima perioadă, în mod special în ultima perioadă, dar și anterior, mai multe tentative de a discredita în general și ține de reforma justiției și în mod special exercițiul ăsta de pre-vetting și vetting. Înțeleg foarte bine că mulți sunt deranjați de vetting. Așa. Inclusiv o bună parte din judecători și procurori sunt deranjați de vetting, deoarece înțeleg că cel mai probabil nu vor trece acest vetting și vor fi nevoiți să plece din sistem. Și am urmărit tot felul de tentative de a discredita activitatea comisiei și inclusiv de a arunca cu tot felul de acuzații în adresa membrilor comisiei pre-vetting sau membrilor comisiei vetting. Evident că am urmărit și eu sau am citit și eu această investigație jurnalistică publicată pe portalul anticorupție.md și înainte de toate, aș vrea să fac o precizare. Vă rog. În cadrul acestei investigații este citat un comentariu de-a meu. Deci acest comentariu eu nu l-am dat. Acest comentariu nu mi-aparține. Eu am făcut și o explicație sau o postare pe pagina mea de Facebook. Eu am contactat jurnaliștii de la anticorupție.md ulterior, după ce am văzut că am fost citată. Așa. Și ei s-au oferit să dea reacția mea originală, deci reală, da? Și ea a fost postată în investigație, fără însă a fi șters comentariul care de fapt nu aparține, ceea ce este o situație neplăcută pentru mine și în general cumva ridică anumite semne de întrebare. Referiți la acel comentariu în care se presupune că ați fi spus că deja când ați aflat despre aceste informații ar fi fost târziu. Exact. La acest comentariu exact. Mă referiți. Exact. Așa? La acest comentariu mă refer. Nici nu aș fi putut face așa un asemenea comentariu, deoarece de fiecare dată când apărea o anumită informație, fie despre cineva din membrii Comisiei Vetting, fie despre cineva care a trecut prin exercițiul de pre-vetting și a fost numit într-o anumită funcție și vă amintiți foarte bine cazul Iulian Muntean. Așa. Deci nu a fost lăsat fără atenție și nu am zis gata, a fost numit, nu mai avem ce face, dar e târziu. Nu. Deci dacă există informații care poate dăuna sau poate aduce anumite semne de întrebare, atingere reputației și integrității persoanelor care fac parte sau participă la acest exercițiu de pre-vetting sau vetting, neapărat luăm toate măsurile necesare pentru a clarifica această informație, a vedea dacă are vreun fundament, dacă este relevantă în contextul aprecierii integrității și reputației persoanei respective și în funcție de concluziile pe care ne le putem
face să luăm anumite decizii. Deci asta a fost dintotdeauna parcursul pe care l-am urmat și am fi urmat exact același parcurs și în cazul domnului von Hebel, dacă comisia ar fi primit orice fel de informații relevante, evident credibile sau care puteau fi verificate vis-a-vis de reputația dumnealui. Ori acest lucru nu s-a întâmplat. Respectiv, revenind la cele publicate de anticorupție.md, am observat și reacția pe care a postat-o Comisia de Preveting și cred că este foarte important că au făcut acest lucru, fiindcă în acest context destul de complicat și atunci când se încearcă din răsputeri să discrediteze acest exercițiu, este important ca toți să ne asumăm deci responsabilitate și maximă transparență. Doamnă Stamate, cine încearcă să discrediteze acest exercițiu, sistemul? Inclusiv actorii din sistem, nu zic doar, dar inclusiv actorii din sistem. Și oricine și alți actori care ar vrea ca acest mecanism să ieșuieze. După publicarea reacției din partea Comisiei Preveting referitor la von Hebel, în care au spus că acuzațiile la adresa președintelui sunt nefondate, o magistrată, doamna Marina Rusu, a ieșit cu o postare aseară, dacă nu greșesc, în care ea a analizat acest întreg comunicat de presă al comisiei și cumva în concluzie, nu o să stau acum să citesc că nu prea avem timp, dar în concluzie reiese că cumva totuși și din răspunsul, din reacția Comisiei Preveting reiese, potrivit doamnei Rusu, că totuși această funcție a președintelui von Hebel ar fi incompatibilă, da? S-ar fi depistat, ar fi sesizat o incompatibilitate a funcției și din acest motiv ea solicită revocarea membrilor, inclusiv a președintelui von Hebel. Ce se întâmplă mai departe în cazul în care un magistrat cere revocarea, spre exemplu, a unui membru al acestei comisii și în cazul nostru a președintelui acestei comisii? După procedură, ce se întâmplă mai departe? Oricine are dreptul să solicite orice crede necesar de cuvință să solicite dacă are fundament juridic pentru a face acest lucru. Eu nu am citit, am văzut în titluri, să vă zic sincer, dar nu am citit cap-coadă această solicitare, această cerere a doamnei judecător. Ca și procedură, eu cred că Comisia Preveting va examina, eventual, cel puțin va analiza această solicitare și va vedea dacă este sau nu, deci există sau nu vreun argument. Dar eu aș vrea să vă spun despre acea incompatibilitate despre care a menționat o expertă și în cadrul investigației jurnalistice pe anticorupție.md. Nu știu dacă doamna Rusu se referă la această incompatibilitate, dar deoarece nu am citit cererea doamnei Rusu, am să mă refer la situația de incompatibilitate pe care a relevat-o cineva în acea investigație. Și acest lucru, dacă citim atent legea 26 cu privire la preveting, în coroborare cu prevederile legii 252 care se referă la veting, vom vedea și este foarte înțelege oricine, că prevederile ce țin de exercitarea anterioară, ultimii 3 ani a funcției de judecător sau procuror, deținerea unei funcții ca membru a guvernului în ultimii 3 ani, precum și ocuparea altor funcții publice, se referă la membrii naționali. Așa. Nu la membrii internaționali. Uh-huh. Acest lucru, intenția legiuitorului în legea 26 a fost ca aceste prevederi să fie aplicabile, să se refere în exclusivitate la membrii naționali, deoarece aici încercăm să evităm un potențial conflict de interese a unei persoane care, ieri a fost ministrul justiției sau ieri a fost procuror general sau procuror sau judecător și mâine devine membru a comisiei de veting și își evaluează sau participă la evaluarea foștilor săi colegi, așa, nu la membrii străini. S-a întâmplat și în legea 252, în legea 252, deja acest lucru, ca să nu lase anumite spațiu de întrebări, de interpretări, acest lucru a fost scris foarte explicit. Doamna Stamate, să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care ne explicați mai departe această lege. Doamnelor și domnilor, revenim imediat, rămâneți cu ochii pe noi.
Doamnelor, domnilor, iată ne reveniți în studio, continuăm discuția noastră. Doamna Stamate, înainte de publicitate vorbeam despre acea lege care presupune niște criterii pentru membrii comisiei și vă refereați la cei naționali. Dacă nu ați terminat acel gând, vă ofer platformă ca să-l terminați și o să urmeze o întrebare firească, zic eu, vă rog tare mult. Da, mulțumesc. Deci, dacă ne uităm în legea 252, care ține de evaluarea judecătorilor și procurorilor, deci legea care reglementează procedura de vetting, nu pre-vetting, o să vedem că toate aceste criterii, deci la toate aceste criterii este scris pentru membrii naționali. Deci, pentru membrii naționali. Să nu fi ocupat funcția de judecător procuror ultimii 3 ani, pentru membrii, deci din partea Republicii Moldova. Să nu fi ocupat o funcție în guvern, deci membru al guvernului, pentru membrii, deci naționali. Nu poate deține concomitent o altă funcție publică pentru membrii din Republica Moldova. Deci incompatibilitatea respectivă este valabilă pentru membrii din Republica, deci nominalizați de această comisie din Republica Moldova pentru a evita orice fel de conflict de interese, nu știu, deci anumite... Și totuși, întrebarea firească despre care menționam este că și acești membri străini care au fost aduși trebuiau cumva verificați printr-un anumit mecanism să vedem cât de integri sunt, dacă da, dar asta nu se referă la incompatibilitate. Este pe partea, cu totul altceva? Pe partea de integritate și pe partea de reputație, evident că noi am făcut ceea ce am considerat noi, sau ceea ce am putut noi să facem din partea comisiei, să verificăm informațiile disponibile în spațiu public. Am încercat, deci am dat, cum se spune, la noi sfoară în țară, da? Prin experții pe care îi cunoaștem noi în străinătate sau care au lucrat în anumite proiecte, poate, în care au fost angajați respectivii, deci candidați, să încercăm să aflăm mai multe despre ei. Deci, care a fost performanța lor în cadrul unui sau altui job, da, în cadrul unui sau altui proiect. Și, de asemenea, din informații în spațiu public, să vedem dacă nu planează cumva anumite dubii, anumite întrebări vis-a-vis de reputația și integritatea profesională a acestora. Și să vă dau doar un simplu exemplu. A fost o situație cu o doamnă candidat pentru comisia vetting, acum să nu vă duc în eroare, sau 2 sau 3, da? Deci cu una din comisiile vetting, în care căutând în informațiile deschise, publice, am văzut că deci apăreau informații vis-a-vis de faptul că ar fi fost implicată în protejarea anumitor membri a unei grupări criminale, cred că ceva era legat de trafic de droguri sau ceva de genul ăsta, deci un dosar, era vorba de o doamnă care ocupase funcția de procuror în țara de unde venea. Prima reacție, evident, a fost hai să verificăm mai departe. Hai să vedem cât este de verifică informația. Până la urmă, informații pot fi și speculative. Și am adresat această întrebare inclusiv deci către ambasada care reprezenta țara, deci respectiv înțeleg că acești membri sunt propuși de partenerii de dezvoltare, având cumva recomandarea din partea ambasadelor respective. Și am adresat această întrebare. Ambasada și-a făcut cercetarea proprie. Da, diligența proprie și a revenit la noi cu informații destul de detaliate despre această situație și s-a adeverit până la urmă că acest material, așa numit jurnalistic, de fapt era scris pe un blog și acel blog era foarte puțin credibil. Deci nu că foarte, deloc credibil. Era o modalitate de a pune presiune pe doamna procuror în țara respectivă să deci renunțe la anumit caz. Exact. Așa. Și doar să-mi finalizez gândul. Nu ne-am oprit aici. În cadrul interviului și interviurile cu toți candidații sunt publice. Știți că au fost live și probabil poate fi găsit și acum pe YouTube, pe pagina Parlamentului. I-am adresat doamnei candidat această întrebare și am vrut să auzim din prima sursă explicații la această întrebare și dumneavoastră ei a explicat foarte exhaustiv, ne-a spus despre ce a fost vorba, ne-a spus că au fost anumite presiuni pentru a lua sau nu a lua anumite decizii în cadrul dosarelor pe care le examina
astfel încât membrii comisiei juridice care examinau candidatura dumnei și-au putut face concluziile și să ia decizii informate. Și totuși, exact după ce au apărut în spațiul public aceste informații despre președintele comisiei, mai mulți juriști, experți, foști miniștri ai justiției, foști reprezentanți ai domeniului, actuale reprezentanți ai domeniului, bineînțeles că au făcut postări, au fost luat cu asalt, internetul este liber din fericire și iată că fiecare poate să-și expună părerea. Unul dintre acești experți este și Cristina Cibutaru, ea jurist și fost reprezentant al CNA. Dumnezeu a spus că a fost chiar, a efectuat o vizită în Albania și că s-a documentat și că de fapt toate, bine, nu poate nu toate integral informațiile care au apărut pe internet, dar unele dintre acestea, cum că ar fi avut probleme într-o comisie preveting acolo în Albania și că a plecat nu atât de frumos de la fostul loc de muncă, cumva se adeveresc aceste informații. Această postare, cât credibilitate poate avea? Bine, și nu mă refer aici la persoana doamnei Cristina Cibotaru, mă refer la, pentru că trebuie să operăm cu informații și să nu facem atac la persoană până la urmă. Adică cineva, un expert în justiție, pleacă în țara de origine a actualului președinte al Comisiei Preveting și află că, de fapt, unele informații, într-adevăr, sunt adevărate. Și atunci, ce facem cu aceste informații? Cum le asimilăm? Eu zic că este bine că noi avem libertate de exprimare. Așa. Și avem acest spațiu în care ne exprimăm zilnic, da, care se numește internet. Și este bine că suntem liberi a spune ceea ce credem acolo. Dar libertatea înseamnă și responsabilitate. Și atunci când facem o declarație, este bine să verificăm. Așa. Întâi anumite informații. Altfel, noi suntem foarte buni, noi ca și societate, mă refer, suntem foarte buni de a ne da cu părerea, de a eticheta pe cineva, de a pune anumite, deci clișee, da, albe, pe persoane, bile, exact, bile albi, bile negri și așa mai departe. Și eu cred că asta nu este decât dăunător pentru sănătatea mentală și informațională a societății noastre. Odată ce s-a pus o anumită imagine, o anumită amprentă pe o persoană care este publică, este foarte greu după aia, mult mai greu să o dezminți, da? Chiar dacă informația respectivă nu este adevărat. Din ce am văzut eu în postarea doamnei Cibotaru, dumneiei zicea invers, că dumnealui nici nu a lucrat în comisia vetting din Albania, dar emite să fi plecat de acolo. Deci că nu putea pleca dacă, sau frumos, sau urât, nu știu cum, dacă nu a lucrat. Dumnealui nu a lucrat în Comisia Vetting din Albania, dumnealui a lucrat pentru proiectul Euralius, proiect european, deci proiect înființat și finanțat de Uniunea Europeană, care vizează suport pentru reforma justiției. Justiție. Și în Albania, din câte cunosc, ținea anume de suport la reformarea Curții Supreme de Justiție în Albania. Deci nu are tangență nemijlocit cu procesul de vetting în Albania. Dar acest lucru, faptul că a lucrat în Albania în cadrul acestui proiect, este confirmat nu doar de CV-ul dumneavoastră, eu sunt sigură că dacă se adresează o întrebare oficială. Dar CV-urile sunt publice sau totuși sunt secretizate ale membrilor comisiilor? Nu sunt secretizate, ele sunt publicate și pe pagina web a Comisiei Vetting și din câte adică cu siguranță au fost publicate pe pagina Parlamentului în momentul în care erau examinate candidaturile. Cineva dacă caută în arhiva parlamentului altceva, că site-ul Parlamentului nu este foarte friendly pentru căutare. Asta cumva e un neajuns. De ce se întâmplă acest lucru, doamne Stamati? Până acum, în 3 ani, nu s-a reușit să se facă un site al Parlamentului mai așa, mai din câte înțeleg, eu se lucrează la acest lucru. El este, acest proces sau site-ul este, ar fi conectat la un proces mai larg de digitalizare a Parlamentului. Ați văzut că a fost prima etapă, a fost introducerea votului electronic în sala plenară. Ulterior, deci următoarea etapă este deci trecerea totală la digital, deci toate actele care vin în Parlament și ies din Parlament să nu mai fi semnate pe hârtie, pe suport hârtie, respectiv digital, ca ulterior toate acestea să fie integrate într-un site a Parlamentului, care respectiv să aibă și un motor de căutare mai facil.
Au reacționat la aceste informații, cred că ultima întrebare și punem punct acestor informații, acestor, nu știu, știri, dacă putem să le spunem, zvonuri, până la urmă o să decide cetățenii ce sunt. Au reacționat și reprezentanții societății civile, am văzut o postare destul așa de amplă și bunicică a doamnei Mihailov de la Asociația Friedrich Ebert Stiftung, nu știu dacă ați citit acea postare. Dom'le, ei spune, citez, poate ideea acestui proces de pre-vetting a fost în sine bună. Conceptul însă și modul de implementare a întregului proces lasă un gust amar societății. Și că procesul de pre-vetting este discreditat de către unii membri chiar ai acestei comisii, scrie Ana Mihailov. Tot ea se întreabă de cine vrea totuși să scape comisia pre-vetting, de judecători corupți sau de judecători incomozi, curajoși și activi, cu o poziție civică și viziune asupra proceselor reformatoare din justiție. Se întreabă Ana Mihailov, iar întrebarea mea pentru dumneavoastră este cât de transparent se evaluează totuși cei care ajung în fața acestei comisii și dacă această comisie are întreaga libertate să noteze și să evalueze exact așa cum vrea ea și cum crede ea de conștiință. La capitolul transparență, eu cred că mai multă transparență nici ar putea să existe. Așa. Și audierele sunt publice, decât în anumite cazuri limitate, când cel care urmează a fi audiat solicită ca audierea să fie informat închis. Cetățenii pot vedea întrebările care îi sunt adresate candidatului și răspunsurile pe care le oferă și să-și facă și propria impresie în funcție, deci, da, să, la nivel de percepții vis-a-vis de sinceritatea răspunsurilor și obiectiv vorbind, dacă răspunsurile sunt suficient ca să convingă membrii comisiei și societatea întreagă că întrebările pe care le adresează comisia, de exemplu, sunt sau nu suficiente pentru a determina o decizie într-o direcție sau alta. Pe partea de decizia pe care o ia Comisia de Vetting, eu am toată siguranța că comisiile și Comisia Pre-Vetting și Comisiile Vetting acționează în mod absolut independent și responsabil, deoarece vă dați bine seama, deci sunt trei membri ai comisiei care sunt din partea partenerilor de dezvoltare. Partenerii de dezvoltare investesc enorm, deci și timp, și bani și imaginea lor, de fapt, deci o parte din tot exercițiul ăsta este și imaginea partenerilor noștri de dezvoltare care investesc în acest exercițiu. Și eu sunt ferm convinsă că membrii străini și am încrederea că și membrii naționali pe care i-am delegat noi în această comisie au grijă și inclusiv de imaginea lor, fiindcă acest exercițiu este unul extrem de important pentru Republica Moldova și nu cred că cineva dintre ei și-ar asuma riscul să discrediteze sau să pună la dubiu judecata de valoare asupra unui sau altui candidat. Acum, niciun proces, oricare n-ar fi el, oricât de bun nu l-ai scrie în lege, de exemplu, sau cât de bine nu l-ai organiza, el nu este ideal. Așa. Nimic nu poate fi ideal. Evident că pot exista anumite mici carențe, anumite mici situații în care și ați văzut, de exemplu, Curtea Supremă de Justiție a dat atunci cele 21 decizii pe care chiar și eu mi-am pus anumite semne de întrebare, fiindcă din punctul meu de vedere unele erau, fără a critica în general deciziile judecătorești, dar unele dintre ele erau foarte, foarte asemănătoare, deci practic argumentele erau trase la Indigo și au venit toate 21 în aceeași zi, deci practic în decurs de câteva ore și atunci iarăși se ridică anumite semne de întrebare, dar ați văzut că pe marginea celor 21 decizii, comisia făcând reevaluarea în anumite cazuri a admis argumentele Curții Supreme de Justiție și a dat o altă decizie, considerând probabil că argumentele invocate de curte au fost pertinente, da? Sau poate au mai făcut și o verificare suplimentară. Poate candidatul a reușit să ofere dovezi și informații suplimentare, respectiv ca comisia să poată da o altfel de decizie. Și asta este un proces absolut firesc. În cadrul exercițiului de vetting, fiindcă pre-vetting-ul deja se finalizează, în cadrul exercițiului de vetting lucrurile vor fi
cu atât mai simple, deoarece ceea ce va face comisia vetting, ceea ce face comisia vetting, nu este să dea o decizie, este să prezinte un raport Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor. Iar aceste două organe, în baza raportului Comisiei Vetting, iau decizia care, la rândul ei, poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, într-un complet format din judecătorii care primii trec vetting-ul. Deci, respectiv, am făcut tot posibilul ca să asigurăm și cu susținerea și suportul Comisiei de la Veneția, care ne-a ajutat foarte mult în acest proces, să asigurăm toate garanțiile necesare unui proces transparent și bazat pe bunele practici europene. Opoziția de multe ori, și nu neapărat doar cea parlamentară, dar și partidele extraparlamentare, de multe ori acuză guvernarea că nu ar ține cont de aceste recomandări venite de la Comisia de la Veneția și că de fapt ar acționa după propriul plac și ar cumva evita acele recomandări venite din partea instituțiilor europene. Pe exemplu, legilor vetting. Ele au fost trecute de câteva ori prin filtrul Comisiei de la Veneția. Așa. Deci au fost opinia primară, opinia intermediară, opinia finală. Ca în opinia finală a Comisiei de la Veneția, Comisia să ne spună că ele sunt ok. Deci, uite, puteți acum ele sunt ok. Eu țin minte, înainte de opinia finală, erau două argumente sau două recomandări ale Comisiei de la Veneția care urmau a fi implementate, care au fost și acelea implementate pe final, având un follow-up opinion, da? Deci un fel de opinie care Comisia de la Veneția, după ce se adoptă legea pe care a examinat-o într-o opinie de-a sa, vine cu o opinie follow-up, deci prin care urmărește modalitatea în care s-au implementat recomandările sale. Și iată, în această opinie follow-up a Comisiei de la Veneția, Comisia de la Veneția s-a arătat satisfăcută de modul în care autoritățile au luat act de, deci au implementat recomandările acestea. Bun. În concluzie, președintele acestei comisii poate să-și facă treaba mai departe, așa de fapt, doamnelor și domnilor, cum a spus-o și el într-o emisiune televizată, a reacționat în sfârșit și președintele acestei comisii și a spus că nu are de ce să-și dea demisia, pentru că până la urmă acesta nu a fost un atac la persoana sa, dar la întregul proces de pre-vetting, și cine până la urmă se opune, nu știm. Noi, cei de la firul ierbii, nu ne rămâne decât să ne facem concluziile proprii. Haideți, doamna Stamate, tot în această săptămână au avut loc niște mișcări tectonice la Comisia Electorală Centrală. Vreau să vorbim neapărat și despre aceste mișcări tectonice. Alexandru Berlinski, secretarul CEC, și-a dat demisia din motive personale, spune el, dar la noi, așa cum ne stă bine nouă moldovenilor, cam toți își dau demisia din motive personale. Nu știu dacă e așa până la urmă. El este un ceea ce ne-a atras nouă atenția a societății și cetățenilor și jurnaliștilor, și el este un membru numit de reprezentanții PAS acolo la CEC. Pentru că avem tot în această săptămână și o declarație așa mai dură, mai siropoasă, a unui alt membru al CEC, doamna Vanghelie, care a fost numită din partea opoziției, și acolo cumva oarecum e, na, îți dai seama că, mă rog, ea este din partea opoziției, chipurile nu este a noastră, dar aici avem o demisie a unui membru al nostru. Ce se întâmplă acolo la CEC? Nu aș vrea să mă expun pe partea respectivă, fiindcă nu cunosc mai multe decât ceea ce a prezentat, decât postarea de pe Facebook a domnului Berlinski. Deci dacă dumnealui a considerat sau ceea ce a comunicat dumnealui că este din motive personale, nu avem alt motiv sau temei să credem că ar fi altfel, până la proba contrare. Deci dacă dumnealui iese și spune că este din alte motive, atunci asta este, putem să discutăm. Dar în contextul respectiv, deci este, dumnealui a spus că e din motive personale, eu zic să o lăsăm să fie așa. Să credem. Păi da, nu putem să, acum o să ne dăm cu presupunere și cu tot felul de ipoteze, da, de ce ar putea să se întâmple acest lucru. Eu aș vrea personal să-i mulțumesc domnului Berlinski pentru activitatea pe care a desfășurat-o la Comisia Electorală Centrală. A fost o perioadă foarte complicată în general a acestei componențe a Comisiei Electorale Centrale. Ei au muncit foarte mult la elaborarea noului cod electoral. Întreaga
componență și acolo chiar, dacă nu știu dacă ați reușit să urmăriți, dar modalitatea în care a fost elaborat proiectul de cod electoral a fost unul foarte inclusiv și participativ, deci au desfășurat zeci de consultări publice cu diferite, pe diferite platforme, deci cu diferiți actori, pentru ca în final să avem produsul care a fost propus Parlamentului spre examinare și adoptare. Și evident și exercițiul electoral local, urmează exerciții electorale, deci prezidențial și parlamentar, deci respectiv încărcătura a fost o perioadă foarte intensă și de asta îi mulțumesc pentru activitatea pe care a desfășurat-o în cadrul Comisiei Electorale Centrale. Și aceste declarații ale doamnei Evanghelie, șantaj, persecuție, intimidări, cam dure formulări, doamna Stamat. Eu zic că atunci când spui A, trebuie să spui și B. Așa. Deci dacă există șantaj, intimidări și așa mai departe, spui de la cine și în ce mod. Altfel, arunci niște cuvinte în spațiu și lași spațiu, deci îi lași pe oameni să se întrebe și să interpreteze. Și fiecare să vină cu tot felul de presupuneri. Eu înțeleg că nu este simplu, poate, uneori, în cazul în care, într-adevăr, da, nu, și nu mă refer acum la cazul doamnei Evanghelie, în momentul în care se fac anumite presiuni, de exemplu, sau intimidări, să vii și să spui cu nume și prenume de la cine vin și în ce mod, înțeleg. Dar în momentul în care îți asumi și spui că sunt asemenea intimidări, eu zic că trebuie să mergi până la capăt și spui anume ce se întâmplă. Altfel, iarăși, creăm un anumit potențial sau spațiu de speculații și interpretări de tot felul, de toate culorile. Doamna Stamate, acel raport al ODIHR, cumva de acolo se presupune că ar fi pornit totul, a cam zguduit cumva tectonica comisiei și mă refer la raportul OSCE-ODIHR după alegerile locale din data de 5 noiembrie acestui an. Cumva acolo comisia, membrii acelei comisii care ar fi evaluat, ar fi prezentat mai multe neclarități așa care ar fi stârnit. Cel puțin asta vedem din informațiile care apar, că acel raport nu le-a... Anume, din cauza acelui raport se întâmplă, s-au început toate aceste mișcări la Comisia Electorală Centrală. Sau nu este chiar atât de grav acel raport? Nu știu, mi-e greu să spun dacă acest raport a influențat sau nu a influențat ceva în deciziile. Eu nici nu cred că ar trebui neapărat să le luăm toate împreună. Ar putea să fie luate și cred că e corect să le luăm și separat pe fiecare în parte. Uh-huh. Deci, noi avem diferite rapoarte de la diferite organizații internaționale pe care le urmărim cu atenție și încercăm să ținem cont de recomandările care sunt formulate acolo. Avem și rapoartele Greco pe partea de lupta anticorupției, rapoartele Comisiei de la Veneția, rapoartele OSCE-ODIHR, deci le examinăm atent și vedem unde putem să facem mai bine, unde este nevoie de modificat legislația, dacă este nevoie de modificat legislația, unde pot fi îmbunătățite anumite procese. Așa o să facem și cu raportul OSCE-ODIHR. Apropo de anticorupție, de corupție, de indicii corupției, s-a făcut revoluție la Procuratura Anticorupție, am auzit mai nou, de când este doamna Drăgălin. Mă bucur dacă este așa. La cârma Procuraturii, dumneavoastră ați simțit această revoluție, doamna Stamate? Eu nu, dar mă bucur că... Da, cetățenii credeți că au simțit această revoluție? Păi trebuie să întrebăm cetățenii. Bine, dacă ne uităm în indicele perceperii corupției, atunci am putea să spunem că ar exista o legătură. Așa. Dar percepția corupției în general nu întotdeauna este legată de ce se întâmplă de fapt în combaterea corupției și ce se prezintă în spațiu public. Da? Deci, noi avem foarte multă justiție televizată. Așa. Și percepția asupra reformei justiției și percepția asupra combaterii corupției este influențată evident, în mod evident, de ce se discută și cum se discută și cum se prezintă în spațiu public. De asta este un indicator. Acum că noi am crescut în acest rating, adică este un scor mai bun pentru Republica Moldova pentru anul 2023, este ok, este bine, da? Este bine că nu am mers în jos. Așa, ca și în cazul fericirii.
Da, dar nu, dar nu neapărat. Măcar la un capitol mergem în sus, la combat. Dar nu neapărat aș lua acest indicator ca și unul de bază pentru a evalua succesele în combaterea corupției și reforma justiției. Mai așteptăm. Mai așteptăm să vedem dacă, într-adevăr, indicii se vor plia pe realități. Nu, acesta este unul foarte important pentru Procuratura Anticorupție, de altfel, fiindcă Procuratura Anticorupție urmează să intre în vetting. Uh-huh. Și, respectiv, vom urmări anumite procese, cred că, de tot felul. Și doamna Drăgălin inclusiv? Și doamna Drăgălin inclusiv, așa. Evident. Da? Deci toate pozițiile din cadrul Procuraturii Anticorupție intră în vetting. Uh-huh. Și respectiv este un an care așa, o să pun un pic de presiune pe Procuratura Anticorupție din perspectiva că procurorii intrând în evaluare vă dați seama că vor fi preocupați de justificare, de răspuns la întrebări și așa mai departe. Și iar dosarele se pun pe pauză. Sper foarte mult că acum nu știu care va fi modalitatea de acțiune a Comisiei Vetting. Sper foarte mult că ei îi vor lua treptat așa câte un... Mai lasă să mai... Exact, de exemplu, da? Încep evaluarea cu 5 procurori, da, mm-hmm. sau cu 10 mm-hmm. procurori. Nu știu care este capacitatea într-un anumit timp de procesare. Dar acum sunt mulțișori acolo, că s-au mai cerut, că erau puțini. Ei, în general, dar asta este cumva o discuție mai mai largă. Noi știți foarte bine că dacă comparăm cu media pe statele europene, media europeană, numărul de procurori pe cap de locuitor, noi suntem mult peste media europeană. Exact. Deci noi ar trebui să mergem spre reducerea numărului de procurori. Doar că reducerea numărului de procurori impune o reformă sistemică în activitatea organului de urmărire penală. Uh-huh. Deci noi trebuie să revizuim competențele ofițerului de urmărire penală, astfel încât o parte din competențele care la moment le exercită procurorul și care nu îi sunt tocmai proprii, deci nu ar trebui să le facă, să treacă la ofițer de urmărire uh-huh. penală, să întărim instituția ofițerului de urmărire penală. Iar asta, indiscutabil, înseamnă că salariile ofițerilor de urmărire penală trebuie, fiindcă sunt ofițeri de urmărire penală care au salarii cât de cât ok, dacă ne referim la cei de la Centrul Național Anticorupție, de exemplu, și au fost și majorate în ultima perioadă un pic, dar ofițerii de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au salarii foarte mici. Și din câte cunosc eu, nu știu exact cifra, dar numărul de posturi vacante în rândul ofițerului de urmărire penală al MAI este foarte mare, ceva în jur de 40%. Deci înainte de a purcede la o reformă în sensul competențelor, da, să întărim instituția de ofițer de urmărire penală, trebuie să ne asigurăm că putem să mărim suficient salariile, astfel încât această funcție să devină atractivă și să putem să atragem ofițeri de urmărire penală bine pregătiți. Dar asta este o reformă, cred eu, de termen mediu, da? Uh-huh. Dar care este foarte importantă și la care ar trebui să începem să ne gândim de pe acum. Dar sediul le-au găsit, am înțeles. Am auzit și eu din declarația doamnei ministru că nu participă Parlamentul în această discuție. Înțeles că s-a identificat o opțiune și sper că acest lucru se rezolvă. Sperăm și noi să se rezolve și să înceapă să... Adică să cumva să se epuizeze de pe agenda publică această problemă, pentru că se tot discută în jurul acestei clădiri și cam se creează impresia în societate că nu se lucrează, dar se caută edificii și atunci cumva se creează o agendă falsă a ceea cu ce se ocupă de fapt structurile statului și cu ce ar trebui să se ocupe de fapt. Suntem vedete la Strasbourg în această săptămână, doamna Stamate. Recunoaștem, se vorbește și de bine pe multe platforme, trebuie să-i dăm cezarului ce e a cezarului, dar se vorbește uneori și de rău. Se critică. Recent edilul Capitalei Ion Ceban a ținut un discurs acolo. După acel discurs, Chișinăul cumva a fost criticat pe platforma Consiliului Europei, anume după cazul lui și a lui Leonid Umaneț cu alegerile din 5...
da, care trebuia să fie primar la Bubuieci după alegerile din 5 noiembrie, și cu membrii CEC, apropo, deci domnul primar Ion Ceban cumva a avut un discurs foarte amplu. Întrebarea mea este dacă aceste și respectiv oficialii europeni au reacționat la aceste declarații, și-au expus propria părere, și-au expus îngrijorările pe alocuri. Întrebarea mea este dacă aceste declarații ale oficialilor europeni știrbesc din imaginea țării noastre și dacă eventual ele ar putea perturba parcursul european al țării noastre. Din câte înțeleg, primarul Capitalei a participat la o adunare a congresului local, congresului autorităților locale și regionale. Și respectiv este dreptul lui să-și expună opinia sau poziția vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la noi în țară. Și de asemenea, ca și alți participanți la această reuniune, probabil unii au susținut poziția dumnealui, alții au avut o altă opinie. Deci este congresul puterilor locale și regionale. Deci avem primari din diferite țări, din diferite localități ale țărilor europene. Și este absolut ok cineva să aibă să fie de o părere și altcineva să fie și de altă părere. Și este o tribună europeană, adică cumva este... Și la fiecare, la orice tribună europeană, așa se discută. Deci și în Consiliul Europei, la Asamblea Parlamentară, la fel așa se discută. Deci sunt reprezentanții unor partide care zic una și reprezentanții altor partide care zic alta. Altminteri, delegația noastră care merge, delegația parlamentară care merge la Asamblea Parlamentară a Consiliului Europei, avem reprezentanții guvernării care vor expune opoziții și reprezentanții opoziției care vor expune opoziții contrare. Mai degrabă, eu aș zice că nu știu dacă cât de bine fac în general, iată, asemenea declarații, nu doar a primarului Ion Ceban, ci mediul în care suntem noi. Deci, haideți cumva... să luăm o scurtă pauză de publicitate și ne spuneți în ce mediu suntem noi și ne-am pomenit, de fapt. Doamnelor și domnilor, revenim imediat, rămâneți cu ochii pe noi. Doamnelor și domnilor, iată, ne reveniți în studio, continuăm discuția noastră. Doamna Stamate, în ce mediu ne pomenisem noi înainte de publicitate? Eu vorbesc despre faptul că suntem într-o situație destul de delicată, având un război în Ucraina, respectiv într-un mediu destul de așa volatil, și întrebarea mea este... aceste declarații, în general, și un fel de atac-contra-atac, fac bine cui? Cred că suntem într-un moment în care am face bine ca și societate să găsim acele puncte care ne unesc. Așa. Mai degrabă decât acele puncte care ne dezbină. Eu vă propun dumneavoastră, dar probabil discutați cu cetățenii noștri, ce văd ei din aceste atacuri și contraatacuri, din această luptă. Înțeleg, e o luptă politică, da? Deci sunt... dintotdeauna a fost așa. Dar atunci când în țară situația nu este una foarte, să spunem așa, liniștită, da? Nu, ținând cont de contextul în care ne aflăm, în contextul actual în care ne aflăm, cred că ar fi bine să căutăm mai multe subiecte și mai multe domenii sau care să consolideze, să ne consolideze pe noi ca și societate. Doamna Stamati, și vreau neapărat să aflu opinia dumneavoastră referitor la acea suspendare a licenței de emisie a încă unei televiziuni și a unui post de radio. ONG-urile de media își exprimă îngrijorarea în legătură cu lipsa standardelor de calitate a legii ce permite suspendarea temporară sau definitivă a licențelor furnizorilor de servicii media. Dumneavoastră, ce părere aveți despre acest proces per general, despre această lege, despre această decizie? Acelui nu este consiliu. Tocmai domeniul meu. Așa. Opinia așa, și, subiectivă. Și acum nici nu am
văzut, de exemplu, argumentele care au fost prezentate în cadrul Consiliului care a luat această decizie de sistare temporară a licenței. Probabil că dacă aș fi avut acces la aceste materiale, mi-aș fi făcut o opinie mai argumentată, da, cel puțin pentru mine personal, dar așa cum nu am avut acces la aceste, nu am acces la aceste informații, mi-e greu să mă dau cu părerea dacă a fost sau nu justificată această decizie, dar da, înțeleg că în contextul, deci așa analizând un pic prevederile acestei legi care țin de funcționarea Consiliului respectiv, înțeleg că o asemenea măsură poate fi luată atunci când este necesară evaluarea suplimentară. Deci, ca deci, agentul economic să poată prezenta documente adiționale pentru a confirma sau infirma anumite informații. Așa. Care au fost prezentate. Și sper că în această perioadă să fie discutate, deci să fie prezentate argumentele necesare, să fie discutate și în cazul în care nu sunt argumente pentru, sau nu ar fi suficiente argumente pentru sistarea sau suspendarea licenței, să se revină la o altă decizie sau, din contră, dar să fie explicat într-un mod cât mai transparent. Uite, ați prezentat argumentele respective, însă noi avem, uite, această informație și această informație este probată prin A, B, C. Ca lucrurile să fie foarte clare și să nu... Și probabil o ultimă întrebare, doamna Stamat. În emisiune la colegul meu, Gheorghe Cunț, ați declarat că sunteți mai liniștită pentru că nu ați făcut parte din Comisia Situației Excepționale și anume această declarație, după emisiunea dumneavoastră, a devenit a doua zi cap de știri peste tot, în tot spațiul informațional și mai ales pe canalele de Telegram. Acum nu știu cât de credibile pe o scară de la 1 la 10 sunt aceste canale de Telegram, pentru că trebuie să recunoaștem, există foarte multe informații și la un moment dat societatea chiar nu înțelege și nu mai poate să facă delimitare între adevăr și între manipulări și minciună, dar de cealaltă parte sunt unele voci, unii experți care spun că s-a ajuns la această situație tot din cauza că au fost închise atâtea televiziuni și că oamenii până la urmă, știți, fructul interzis e cel mai dulce, migrează uneori pe aceste canale de Telegram doar pentru a consuma cât mai multe informații din toate sursele. Și atunci sunt prinși în acest tornado, dacă putem să-i spunem, de informații și ajung în momentul în care nu mai pot să facă distinția. Și vorbesc aici chiar și de oameni, de jurnaliști, de oameni din domeniu care citesc foarte multe informații zilnic, dar rămite de oamenii de la firul ierbii, care nu mai înțeleg ce se întâmplă. Haideți să adresez întrebare, că deja m-a luat valul și pe mine. Puteți să ne spuneți la ce v-ați referit de fapt ca să punem punct acestor speculații? Eu cred că a fost un răspuns poate mai puțin reușit al meu la întrebarea care și ea a fost provocatoare. Așa. Că m-a întrebat dacă vă simțiți mândră. Așa. Și zic, nu, mă simt mai liniștită. Așa. Da? Mai degrabă în contextul faptului că fiecare dintre noi, în perioada de când suntem la guvernare, suntem foarte prinși în activitatea pe care o desfășurăm. Și simțim o responsabilitate enormă pentru acțiunile pe care le luăm. Dacă aș fi făcut parte din Comisia Situației Excepționale, mi-ar fi adăugat încă o responsabilitate și, fiți de acord cu mine, nu este una foarte ușoară. Deci Comisia Situației Excepționale, într-adevăr, a avut o misiune destul de complicată de a lua decizii, în special chiar de momentul începerii războiului și tot ce ținea de refugiații ucraineni, criza gazelor și așa mai departe, și respectiv decizii care trebuiau să fie examinate din deci fiecare buchie ca să fie conform cu legislația Republicii Moldova. Respectiv, asta am vrut să spun, că este bine pentru mine că nu am făcut parte din încă o comisie care mi-ar fi adăugat responsabilitate și care cumva m-ar fi făcut să mă întreb de fiecare dată sau să revizuiesc de fiecare dată dacă ce am făcut este corect sau nu, fiindcă am suficiente pentru care să mă gândesc dacă, uite, ce am făcut eu este corect sau nu.
Dar aceste decizii, acele decizii ale comisiei au fost toate legale, doamna Stamate? Nu vă pot spune, fiindcă nu am examinat, asta ar însemna că trebuie să examinez fiecare decizie în parte. Dar în componența comisiei situații excepționale fac parte mai mulți colegi de-ai mei și mai mulți colegi inclusiv din cadrul organelor de ocrotire a normelor de drept, organele anticorupție. Și doamna ministru a Justiției. Deci, știind, de exemplu, cât de diligentă și cât de atentă este doamna ministru a Justiției în procesul, deci noi ne-am cunoscut un pic, da? Am și lucrat în minister în 2019, o perioadă scurtă împreună și acum, de pe platforma mea de fost șef al Comisiei Juridice și dumneai ministru, am lucrat foarte mult la câteva, deci la mai multe proiecte de lege împreună și știu cât este de meticuloasă și atentă ca orice decizie să fie justificată din punct de vedere al legii și de asta vreau să am încrederea că colegii din Comisia Situații Excepționale, fiecare dintre ei în parte, au avut grijă ca deciziile să fie legale. Doamna Stamat, eu vă mulțumesc că ați acceptat să veniți la noi în studio. Vă mai așteptăm cu mare drag să dezghiocăm aici firele în patru, atât în domeniul justiției, cât drag. Și în domeniul, în toate domeniile, pentru că toți sunteți reprezentant al guvernării care conduce procesele țării, le dirigează, dacă putem să spunem așa. Eu vă mulțumesc încă o dată. Și vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția din această zi. Am făcut și astăzi o concluzie a celor ce s-au întâmplat în această săptămână și nu numai. Eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Eu sunt Rodica Cravcincu. Rămâneți în continuare cu ochii pe postul nostru de televiziune, pentru că noi, da, știm să oferim conținut de calitate. La revedere!